Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi se reia campionatul în România, Superliga a pornit din nou la drum. Șefii deocamdată o desfințează pe Poliaș. De asemenea, în această seară, de la ora 20, primul mare meci după reluarea campionatului, Rapid contra FC Craiova. Însă știrea știrilor este faptul că Atletico Madrid a intervenit după ce Horațiu Moldovan ajunsese la un acord cu Betis Sevilla și Atletico este echipa care îl transferă pe portarul Rapidului. Vom discuta despre aceste lucruri împreună cu Florin Prunea. Salut, Florin, bine ai venit! Salut! Și Gabriel Cânu, salut, Gabi, bine ai venit! Salut, bună seara! Florin, cum vezi acest transfer incredibil al lui Horațiu Moldovan la o echipă de dimensiunile lui Atletico Madrid? Da, era de așteptat că, mă rog, creșterea lui a fost una fantastică, că se va transfera. Acum se pune întrebarea, când se va transfera? Înainte de turneul final sau după turneul final? Și a venit, au fost aceste oferte, eu știu cine a intermediat, schimbarea asta așa de macaz, trebuie să fie un om foarte puternic în ceea ce privește impresariatul. Am văzut că este Arcadie, nu? Da. Îi cunosc personal. Arcadie, l-am văzut pe Arcadie, da. Mare surpriză pentru mine, pe zona asta, vorbim de Spania, pentru că de obicei Spania știm foarte bine, portughezii sunt cei care fac legea. De fapt, portughezii, agenții fac legea în toată lumea. Și putem da ultimele două exemple. Mourinho a fost dat afară alaltăieri, a doua zi a avut echipă imediat. Fernando Santos, Beşiktaş erau la București și negociau cu Mircea Lucescu și ei deja puneau seara pe Fernando Santos. Sunt ceva de speriat, Mihai. Portughezii sunt top, adică au intrări din toate țările. Și știm foarte bine că fără impresari, fotbal mondial 80% este condus de către agenții de jucători. Seamănă întrucâtva cu situația lui Drăgușin când chiar s-a transferat. La ea mă gândeam. Da. Pentru că și el a discutat, iată și Horațiu Moldovan a discutat cu o echipă, așa cum s-a întâmplat cu Radu Drăgușin cu Tottenham. Apare un gigant apoi pe parcurs. E vorba de Bayern în cazul lui Drăgușin, aici în cazul lui Atletico Madrid, dar spre deosebire de atitudinea lui Radu Drăgușin. E inversă. Da, aici vedem că e logică, nu? Cumva e logică. Da, și pe mine m-a surprins faptul că Atletico Madrid a intervenit în acest transfer, mai ales că am văzut aseară sau când a fost meciul. Ce și în Supercupă prin Arabia Madrid, și aseară da. cu Realul, ce meci face Oblak și să fii, uite, e și Florin aici. Mă gândesc că e cam cel mai bun portar la ora actuală din lume, nu? Top 5. Oblak sau top 5. Plus că rezerva de acolo, Gârbici sau cine? Gârbici, sigur. Deci va fi pentru Horațiu, va fi o concurență acerbă și rămâne de văzut dacă se concretizează Atletico Madrid, care va fi traseul lui ulterior, pentru că tu-l vezi cumva... Eu îl văd stând pe loc. Cred că mai degrabă, din ce știu așa, din ce am mai vorbit, cred că Gârbici va pleca. Și e posibil să se întoarcă înapoi în Croația. Și să fie el vrea numărul 2. Și să rămână Horațiu numărul 2. Dar până nu se semnează documentele, pentru mine, marele semn de întrebare este cum de lasă să joace în seara asta. Bun, e frumos, hai și el îl vede de la suporteri, cu prestație pe măsură, cu victorie, cum spun cei de la Rapid. Dar, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Cei de la Atletico mă gândesc că și-or fi luat niște măsuri, că banii deocamdată nu sunt în contul Rapidului, nu? Nu. Păi și dacă se întâmplă... Da, de regulă portarii se accentează mai greu decât jucătorii de câmp, iar oricum Horațiu Moldovan nu merge să fie titular acolo. Deci cred că sunt oamenii un pic mai relaxați. Dacă era vorba de un jucător mai important, care era mai expus accidentărilor, poate că se lua o decizie în acest sens. Poate că va fi lăsat. Așa este și senzația mea, că va fi lăsat în această seară să joace. Păi au și spus că joacă, au spus, nu cred că se va schimba, se poate schimba ceva, l-am văzut și pe domnul Șucu, nu la o emisiune când aseară, l-am văzut și pe Bergo de la conferința de presă. Problema este că nici nu au de ales, pentru că problemele pentru Rapid abia acum acolo, după partida din această seară. Vorbim despre un jucător care a fost în acest campionat, nu mai întoarcem timpul înapoi, cred că de 7 sau 8 ori jucătorul meciului. Haideți să punem punctele, vorbim despre portarul echipei naționale care a câștigat o grupă cu Elveția pe locul 2 și în care Horațiu Moldovan a fost numărul 1, top. Era clar că era o chestiune de timp până se face acest transfer, bineînțeles beneficiind și de șansa asta extraordinară cu clauza asta de reziliere, care este una pentru un portar
de echipa națională participantă la turneul final și un portar top în România, șansa toate s-au liniat planetele și pentru Horatiu, să zic așa, dar numai și numai meritul lui. Chiar este, a avut o creștere fantastică, este un portar foarte bun și foarte serios. Și plus că e un meci care mereu le-a făcut probleme din punct de vedere al golurilor, nu? Cu Craiova lui Mititelu, mereu a fost scorul de-astea. 3-2, țin minte, au bătut prin Giulești, ei 5-3 în tur, nu? Rapid. Da, da, da. Adică nu e un meci foarte simplu. Din Liga a doua până acum, Rapidul nu are o linie prea bună de clasă. Cu Craiova și atunci, cumva, joacă până la capăt. Sunt curios să vedem cum vor gestiona și pregătirea asta care a făcut-o, pentru că... Care pregătire? Mini și că pregătirea. Vorbeam înainte. Da. Mini pregătirea. Da. Reintrarea în un efort. Da. Pentru că nu e confortabil să pierzi partidele de pregătire. Chiar dacă spunem că nu au importanță, dar au importanța lor, în primul rând, în planul încrederii, în planul media, că noi comentăm, domne, se întâmplă ceva, pierzi un meci, ai niciun fel de problemă, pierzi două, dar nici evoluția echipei n-a fost una. Înseamnă că, bine, nici Craiova a bătut Iașu, care astăzi, uite, 4-2, fotbal, da. I-a bătut 4-2 în ultimul meci de pregătire. Iașu, care a jucat la cel meci cu rezervele, Craiova cu echipa bună, pentru că n-a invitat cu un meci jucaseră. E foarte interesant acest început de mini-returul ăsta, câte sunt 9 etape. Acum o să vedem cum echipele, Dorinel Muntean a făcut bine că a fost la munte. Să vedem. Uite Iașu. Probleme. Au stat la Iași, a venit zăpada, n-au putut să plece de acolo. Frig, zăpada nu s-a topit. S-au antrenat prin sala de forță, prin balon. 3-0 la pauză. Să vedem. Deci, să vedem cum au gestionat. A fost ușor de gestionat perioada asta. Și sunt curios să vedem cei care au gestionat bine și cei care, din păcate, au gestionat rău. Gabi, noi suntem desigur entuziasmați. Doi români merg la Tottenham și Atletico Madrid, echipe dintre cele mai mari. Pe de altă parte, selecționerul Anghel Iordănescu vede cum doi jucători care evoluau etapă de etapă și care erau titulari incontestabili pentru el în echipa națională, Drăgușin și Moldovan, se duc la două formații la care foarte probabil vor fi rezerve. Cum crezi că primește selecționerul vestea acestor două transferuri? Nu știu, cred că pur și simplu, faptul că sunt acolo le va crește automat nivelul, chiar dacă nu vor avea meciuri. Mi-aduc aminte și Tătărușanu, parcă a fost cumva într-o situație asemănătoare până s-a retras. Era la Milan, nu juca. Și la echipa națională era jucător numărul 1. Și era numărul 1 la echipa națională. Adică, cel puțin din punct de vedere al portarului, eu cred că ei au, Florin poate să confirme sau să infirme, au un focus așa pe ceva și meciurile contează, dar nu ca la un jucător. Ei pot reveni mult mai ușor atâta timp, dacă nu joacă, dacă e portarul numărul 2, pentru că la ei se știe. Te duci acolo, știu, e mai bună la... Îți asumi, exact. Sunt echipe care... Numărul 1 și Italia, numărul 2. Italia, Anglia și Spania... Știi unde te duce. Exact. Ți se spune, grijă, da, aici e numărul 1. Dar marea șansă al lui Horatiu este că totuși Atleticul este angrenat în mai multe competiții. Și poate apăra. Și poate să prindă minute. Da, vedem Atletico tocmai ce a bătut-o în Copa del Rey pe Madrid. Deci poate fi un portar, să zicem, de Cupa Spaniei. Horatiu Moldovan. De asemenea, nu va schimba mare lucru în relația, părerea mea, cu selecționerul și cu echipa națională României. Și eu cred că așa este normal. Chiar dacă vor fi momente grele, eu nu văd pe cineva să-și permită să lase pe Horatiu Moldovan acasă la turneul final. Dar aici nu sunt probleme, pentru că avem Sigur Niță că care face... poate că va fi luat, dar va mai fi el titular la Euro? Depinde de... Păi uite, Niță din bară în bară în Turcia. Asta zic. Etapă de etapă în e cel mai bun în care el joacă într-un campionat competitiv, sigur, nu se compară cu La Liga, dar el joacă etapă de etapă și este și lăudat. Da, tu ai schimbat portarul atâta timp cât în calificări ți-a fost unul dintre oamenii importanți. Păi uite, eu sunt da, pățit-o. Păi de asta și întreb. Să zic de ce. Că eu am apărat ultimele 3 meciuri în 93 octombrie cu Belgia la București, în Feroe, nu și cu Țara Galilor, și primul meci cu Columbia, de fapt primele două jocuri, asta pe bancă. De ce și cu Columbia și cu... Care este explicația pentru care a fost preferat după ce tu ai jucat ultimele meciuri? Păi explicația este că a făcut bine Neapuiu, că la meci cu Columbia, dacă nu era Stelică, luam vreo 4. Ți aduceam ce intervenție. Dar care o fi fost explicația? Explicația este că așa a simțit pe moment atunci. Sigur, fiind doi portari de valori apropiate, decizia se ia în buza meciului. Deci nu e o garanție faptul că tu ai dus greu în preliminarii, atâta timp cât până la turneul final, dacă nu ești acolo. Aici e o discuție mai largă, pentru că sunt mai mulți jucători care au contat foarte mult în această campanie de calificare, sau poate nu chiar atât de mult, că Yannis Hagi mult timp a fost absent. Dar în a doua parte a contat, mai ales pe sprintul acesta de final. Și îl vedem acum foarte criticat, în campionat nu prea mai joacă, mai prinde meciuri în Copa del Rey, la Alaves.
Dacă în cazul lui Horațiu Moldovan zicem că e o șansă să fie jucat chiar și așa din postura de rezervă la Atletico, care credeți că va fi atitudinea față de Yannis Hagi dacă el va continua să aibă această situație la Alaves? Eu sunt în stare să fac un pariu cu voi doi acum în seara asta, că în afară că nu vor fi mai mult de 2-3 jucători noi la turneul final la echipa națională, în afară din 23, să zicem. Din 23, maxim 2-3. Pentru că Iordănescu, când a venit la echipa națională, a venit ca un doctor. El a operat, a luat niște decizii dureroase. Și nu mai dăm exemplele, Ivan, Mitriță, știm foarte bine, da? Și exemplele pot continua. El, până să facă acest grup, n-a fost ușor, Mihai. Și eu nu cred că va rupe grupul. Adică, Yannis, dacă nu va juca acolo sau unde va fi, dacă nu va fi la Alaves, nu poate să fie la turneul final. Greu mai intre cineva în grupul ăsta. Este opinia mea. Și nu cred că vor fi mai mult de 2-3 jucători. Eu mă gândesc mai ales la primul 11. Dacă, de exemplu, Hagi poate să prindă primul 11 la Euro, dacă îi se întâmplă ce îi se întâmplă la Alaves în continuare. Păi, tu, dacă Damiciu cu Veția de la București, când ai văzut primul 11, ce ai spus? Am schimbat în Damiciu cu Israelul că 5 jucători. Tot de la mijloc în față s-a schimbat absolut tot. Da. Și a intrat Yannis și a făcut o partidă extraordinară. Nu mai spun și Denis și Alibek la fel, nu? Da. Și uite, i-a ieșit selecționerului. Cred că în asta constă, când vorbești de forța de grup. Că tu când te referi la grup, nu te referi la 11 jucători, corect, te referi la tot, corect, la toți cei care ți intră. Atâta timp cât a avut, de valoarea exact, atâta timp cât a avut curajul să schimbe la un meci atât de important, chiar dacă ne convenea și egalul, că Elveția oricum era un meci care pe care te duci sau nu te duci acolo la Euro, atâta timp cât a avut curajul să facă lucrul ăsta selecționer după o campanie fără cusuri, fără eșecuri și așa, înseamnă că cei pe care i-a introdus i-au indus încrederea asta de a fi acolo. Chiar au confirmat toți. Și sunt de acord, adică, cu Florin, nu îi trebuie selecționerului știri despre grup. L-am schimbat pe ăsta, merita să vină ăla, pentru că tocmai aici constă forța noastră. Și atunci să-ți anulezi principala ta forță, să îl iei pe unul, să nu îl iei pe altul, să apară una, să-ți dai la presă apă la moară, nu cred că va face lucrul ăsta. În 94 au fost schimbări majore în lotul pentru turneul final față de ce se întâmplase în preliminari? Au fost și probleme, adică forțate împrejurări, în sensul că au fost, aduce aminte, s-a accidentat, ne-aduc aminte. Neluțu, nu? Da. Parcă. Radu Niculescu, parcă și el. Da. Era acolo la meci cu Paraguay la București, ruptură, nu? Da. Din ce mai aduc aminte. Și au mai fost 2-3, au fost 3-4 schimbări, au fost 3-4 jucători care n-au fost în preliminari. Dar mari schimbări... Marian Ivan, de exemplu, nu cred că a contat în preliminarii. Nu. Fane Preda mai puțin. Mi se pare că nici n-a fost al treilea Fane. Cred că Stângaciu a fost. Rezerva mea la Cardiff a fost Stângaciu, da? Da, da. Uite. Da. Și cu Belgia la București la fel. Și totuși a mers Preda. Și totuși la turneul final a mers Preda, că a prins sezonul fantastic, celebra finală cu Rapid, nu cupa, când au câștigat pe Trau atunci. A fost următor. Dar a prins un sezon, da. Să remarcăm încă o dată totuși că Horațiu Moldovan merge ca opțiuni diametral opus față de Radu Drăgușin. Alege salariul mai mare, alege numele mai mare, în timp ce Radu Drăgușin a ales salariul mai mic și numele mai mic. Dar simțind el că acolo poate să joace mai mult. E bine, Horațiu Moldovan probabil că avea șanse mai mari să joace la Betis decât la Atletico Madrid. Hai și portarii lui Betis. Bravo. Bancă și celea sunt portari cu sute de jocuri în la Liga. Dar nu e Oblak acolo. Dar nu e Oblak acolo. E ceva imposibil. La Atletico e ceva imposibil să scoți pe Oblak. Cum să refuzi Atletico? Eu nu cred. Aceeași întrebare nu merge și cum să refuzi Bayern? Da, dar între Tottenham, Bayern, diferența parcă e mai mică decât între Betis, Atletico. Mai ales că e vorba de Premier League, da. Pe acolo, Premier League stadion, da. De 1.200.000.000. Da, milioane. Da. Adică, păi uite, cum a fost Londra. Colegul tău, Costel Pantelimon, nu? Când a plecat de la Timișoara, la City, da. Și a asumat, după aceea, n-a prea apărat, dar și a asumat, a intrat pe o altă... A apărat în Cupa Angliei, a mai prins când era accidentat Geohart, a mai prins și în campionat. A mai rămas în circuit acolo. Respectivă, Geohart era portor titular echipei naționale. Da. Tot și era situație imposibilă. Da. Cum să nu te duci? Să duce... 20, cât are Horațiu? 25, 25? Cam așa, 25. 25, 26, contract 5 ani de zile. Cum să nu mă duc la Atletico? Florin, care era, din punctul tău de vedere, cel mai bun portar în anii aia, 94, să zicem, campionatul mondial? Îți aduce aminte? Portar all over, cum era Joe Hart atunci, nu știu, acum Oblak. Erau italieni, era Walter Zenga. Zenga, 94? Nu. Mihailov, bulgarul, era portar? Da. Tafarel?
Te-ai fi dus să lucrezi cu ei, să fii acolo cu ei, la o echipă? Dar cum să uite, e dat răspunsul da, cu, și material, cu Horatiu, și material. Păi, dar se duce la salariul lui câte la Rapid? 10.000? Da. Parcă. Aici vorbim de 10 ori mai mare, nu? 8 ori mai mare. Da, 80 8 ori mai mare. Este o dată în viață și la portare, Mihai, să știi că e complicat. Foarte complicat. Sigur că acum în capitolatele, dacă luăm toate echipele, Anglia, Franța și așa mai departe, toate au portari străini, nu? Italia chiar, unde e școala italiană de portari. Portari străini, majoritatea. Dar din zona asta, greu se pleacă. Pe de altă parte, vedem că Rapid totuși se desparte de un jucător pe o sumă mică de transfer, 800.000 de euro într-un moment, la o vârstă așa de bună și cu ce a făcut el și în campionat, dar mai ales la echipa națională. În timp ce, iată, FCSB înțeleg că ține mai tare la preț. În continuare este o echipă mai puternică, parcă, pe piața transferurilor. Nu l-a cedat pe niște milioane de euro pe Târnovanu, când ar fi avut posibilitatea. Acum, în cazul lui Inghezana, a apărut această informație că ar fi fost oferite 5 milioane de euro din Franța și Becali încă ține la preț, nu-l cedează. Vedem totuși că FCSB încă menține, o, să zicem așa, o ștachetă mai ridicată în ceea ce privește transferurile în străinătate. Le menține pentru că este cota clubului. Una este când pleacă jucătorul de la FCSB și iei istorii cu spate și vezi Denis Man pe sume foarte mari, nu mai ne întoarcem la Florin, la Gardo și în trecut. Și una e când îți pleacă de la Rapid, care Rapid, sigur, un club extraordinar, care s-a schimbat fantastic. Dar ceea ce privește în plan sportiv, uite că lucrurile nu merg cum ar trebui. Eliminare din cupă, locul 4-5 campionat, de asta se ține de preț. Dar la Rapid, orice poți să spui de domnul Șucu, dacă nu că nu a investit în acest an. Eu cred că vor schimba și clauzele care sunt acum, pentru că 800.000 pentru Horatiu Moldovan, având în vedere parcursul pe care l-a avut și la club și la echipa națională, mi se pare o sumă Știi mică. Care e problema, Gabi? Și când a venit el, când a venit la Rapid, a venit din postura de jucător liber de la UTA, al doilea portar, nu? Sau al treia chiar era. Ceva de genul. Oricine punea, dar clauza am înțeles că nu este pusă când a venit atunci. Clauza a fost pusă în martie 2023. Într-o ipostază în care el era mai bine. Confirmase deja. Era pe picioare, dar altfel am înțeles că nu semna contractul. Prelungirea de contract în martie anul trecut, când a semnat prelungirea de contract cu Rapidul. Da, acum problema cea mai mare este în terenul Rapidului. Dacă Horatiu va pleca. Am pomenit mai devreme și de un alt portar interesant din fotbalul nostru, portarul celor de la FCSB, Târnovanu, care ar fi fost și el ofertat, chiar pe o sumă mai mare, dar Gigi Becali atunci a cerut 10 milioane de euro. De spunea Ioan Becali că mi-e și rușine să mă duc cu suma asta, să le transmit oamenilor care ar fi interesați. Mă, cam asta ar fi suma de transfer. Îl ascultăm pe Târnovanu cu declarații oferite înainte de acest început de campionat în România. Cel puțin ultimii 2 ani au fost puțin dureroși, ținând cont că am pierdut pe final și am avut o șansă, dar nu cred că dorința de a revanșa și dorința de a câștiga. Suntem la echipa aceasta și vrem să câștigăm campionatul. Ei s-au integrat foarte bine, în primul rând, pentru că sunt și fotbaliști foarte buni, dar și băieți super ok și chiar da. Noi atât. Doar noi. Păi, cât timp suntem la mâna noastră și avem acest avans, depinde doar și doar de noi. Îmi doresc să fiu acolo pentru că și vara trecută am fost la turneul final de la Under 21. E clar, îmi doresc să fiu și la echipa mare. Asta depinde doar de mine. Și să facem acolo treabă cât mai bună, să ieșim din grup. Mie îmi place de Thibaut Courtois, îmi plăcea de când era la Chelsea, campionatul meu favorit, cel al Angliei, dar nu putem ști niciodată unde ajungem, asta o să vedem. Florin spune Târnovanu că îi plăcea de Courtois. El e parcă un fel de Courtois la scara fotbalului nostru, tot așa înalt și în ciuda faptului că este înalt, are niște reflexe destul de bune. Așa, ca tipologie de portar, aduce cu belgianul. Nu crezi? Parcă puțin mai bun al nostru. Da, mă uitam și la bătaia asta, deși a luat-o Madridul de la Atletico. Se vede lipsa lui. Mamă, cum se simte absența lui Courtois, pentru că cum s-a simțit absența lui Neuer la Bayern? Da. Da. Parcă la Madrid aici se simte și mai tare. Se simte, pentru se simte, da. La un moment dat Courtois, zis, este cel mai bun jucător al Madridului. Numărul 1, da.
Tărnu Avanu este un, este un portar la fel, tot așa, de, el mai tânăr puțin, nu? 20 și... Tu l-ai prins la Poliaș, nu? Eu l-am prins, dar era copil. Are 23. Da. Are 23. Da, un alt profil de atunci jucător. Atunci îți plăcea când l-ai văzut junior la Poliaș? Mai era el și cum că un băiat. Nu mai știu cum îl chema. Erau, da, aici a fost meritul lui Benone Ludoho, tantul de portar, că el a crezut în el tot timpul. Eu mai mă duceam pe la antrenamente și eu, de obicei mai plăcea să mai stau cu portarii și mai făceam și eu două, trei zile, ceream voi, bă, lasă-mă să fac și eu cu ei două, trei exerciții. Că mai știi cum e, Gabi mă înțelege, noi mai stăm, mai râdem, mai încredere, mai încurajez. Simți mai... altfel. Da, simt altfel. Și îl vedeam pe copil, că muncitor și a, dar a crescut fantastic. Eu mi-aduc aminte că mi-a plăcut încă de la primele lui meciul la Poliaș, adică mi-a lăsat o impresie așa, instantaneu, că e ceva deosebit. A avut și marea șansă pentru că Iașiul a avut nevoie de bani în perioada și l-au vândut foarte ieftin, să știi. Da, da, da. Mi se pare 200 de mii de euro. Și încă un atacant, unul Tănase, a venit tot. Da. Ca un fel, da. Și șansa lui că nu a performat Messi al portarilor, nu? La FCSB în perioada aia. Da, da, așa este. Dar să știi că la FCSB este unul cel mai important atunci din țară, Popica. Da. Cum la fel, nu o să înțeleg de ce a plecat Daniel Tudor de la Craiova. Și din păcate se vede în evoluție lui Popescu. Este părerea mea. Da. Spune Târnovanu, Gabi, că sunt clar, oamenii sunt hotărâți pe câștigarea titlului după frustrările pe care au trecut, trăit în, mai ales în ultimele două sezoane, când pe final de stagiune au ratat câștigarea titlului. Cum o vezi pe FCSB poziționată în, în acest moment? Cam favorită clară în ultimii 5 ani. N-a fost până acum în postura asta, pentru că, adică, să fim e mai, sinceri, e mai bine ca niciodată în ultimii 5 ani, ți se pare. Sau ceilalți un pic mai jos. Aha. CFR-ul, spre exemplu, prin plecarea lui Dan Petrescu, care a stat acolo și a câștigat an la rând titlu, automat al unor jucători, s-a încheiat un ciclu și acolo, practic. E, FCSB-ul a continuat cu aceeași linie și vine din poziția de echipă care își dorește mai mult să câștige titlul. Și acum, prin slăbirea celorlalte echipe, uite, și Rapidul, el a început de drum cu domnul Șucu, care a venit și a făcut o altă emulație, alt stadion, altă echipă acolo. Sunt și ei la început, CFR-ul a scăzut, cumva FCSB-ul rămânând acolo locul 2, locul 2, locul 2, atâta timp, cumva cel puțin anul ăsta, nu știu ce va fi la anul, dar cel puțin anul ăsta nu văd să aibă, să aibă probleme. Sau cel puțin e principala favorită la, la titlu. Florin, în sezoanele trecute a fost un portar bun la Atletico, îmi scapă numele lui acum, dar un portar foarte bun, care n-a prins niciun meci la Atletico, eternă rezervă a lui, a lui Oblak. Deci poți să te duci la Atletico și să... Și n-a părat nici în cupa, nu știu, eu știu, de campionat n-a prins un minut, un minut n-a prins. Nu știu, vreo trei sezoane sau ceva de genul ăsta. Mi-e greu să cred că n-a prins niciun minut în celelalte competiții. Că de poate obicei... că în celelalte competiții, da, i-or fi dat. Deși da. E o blacă, e o fiară, el joacă în toate meciurile. Îl vedem și în cupă îl bagă, ca și meciul ăsta de cupă. Are, are 10 ani sau 12 ani de când e la Atletico? Cam mare, da. Eu cred. Și cred. Are o vârstă ok pentru un portar. Are ok. Nu și e extraordinar de bătrân. Vână mare, acum și el cu Slovenia calificat la turneul final. Da. Da. Nu, e, e clar că e complicat, e punct fix, adică e greu să-l schimbi pe Oblak. E punct fix, dar eu aș fi procedat la fel, m-aș fi dus, Mihai, adică, cum a zis Djokovic, și fără bagaje aș pleca. Nu plus, că, plus că se întâmplă, am văzut în cazul multor fotbaliști români, un al doilea astfel de tren nu mai apare. Mai ales la portar. E foarte din ce greu, în ce mai puțin. Da, noi vedem și la Florinel Coman, care are o, un cu totul alt rol în echipă și... Vedem, după ce a avut șansa cu Sporting și nu s-a materializat, apoi n-a mai apărut ceva atât de important pentru el. E clar, e orașul, e stadionul, Wanda Metropolitana, ceva nou, e Atletico Madrid pe care club, ai văzut-o acum, supercupă, reușește să se lupte an de an cu Barcelona și cu Real Madrid. E Cholo Simeone. E Cholo Simeone, cel mai bine plătit antrenor din lume. Cumva acolo sunt, sunt alte, alte condiții, alte... Plus foarte mulți români la Madrid, adică contează și lucrul acesta, că te duci într-un oraș cu atât de mulți români. Te întâlnești cu Vinicius pe la restaurant, așa, dacă te duci la Betis, nu te întâlnești. Da, la restaurant e bine să te întâlnești cu Vinicius, mai pe teren, bine e că te întâlnești cu el pe teren. E groasă când te prinde pe teren. Da, da, am văzut că ea a reușit o triplă împotriva Barcelonei de curând în Supercupa. Bine, dar și niște greșeli. Meciul frumos pentru noi, pentru la niște greșeli plecând de la portare, adică
Dar meciurile așa nu o să mai fie în campionat. O să fie meciul total. Alea diferit. Au fost pentru și aici. Meciul astea au fost meciuri pentru cei care au fost acolo. 4-3. Gabi, crezi că Ange Postecoglu, managerul lui Tottenham, ar putea să treacă la o apărare cu trei fundași centrali ca să-i facă loc și lui Drăgușin? Nu știu dacă Radu e genul de jucător, și mă refer aici și prin prisma vârstei și prin prisma ceea ce a arătat până acum, care să determine un antrenor de la o echipă de talia lui Tottenham să schimbe sistemul. Eu cred mai mult că el își va păstra sistemul, iar dacă va reuși să se impună, să se integreze. Uite, am văzut acum cu United s-a accidentat fundașul central, care e lângă Romero, nu? Da. Poate ușor, găsind oportunități, confirmând, a intrat foarte bine din punctul meu de vedere, cele 10 minute, 12 minute, poate să se impună. Dar eu nu văd, atâta timp cât tu ca antrenor te duci la Tottenham și îți faci o strategie, să vină un jucător și să treci în sistemul de trei fundași, mai ales că echipa totuși confirmă. Adică nu este într-o vrie, cum e Manchester United, de exemplu, de atâția ani, nu mai știi ce să faci pe acolo. Sunt la bătaie, la Champions, acolo. Da, locurile alea. Big Six, acolo. Cu 5 la un punct în spatele lui Arsenal, care e pe 4. Și atunci nu poți să schimbe. Da, 6 puncte de primul loc chiar. Adică e extraordinar de sistemul. Și au mai luat piciorul după că ei începuseră. Da, nu s-a întâmplat niciodată. Dar sunt multe accidentări și la ei. În istorie ca primele trei luni dintr-un sezon în Premier League să-l aibă ca manager al lunii de fiecare dată pe același. Da. Postecoglu a început bombă cu Tottenham și e foarte popular în acest moment. Adică e mare lucru și că un manager atât de în vogă cum este Postecoglu a ținut atât de mult să-l ia pe Radu Drăgușin. Pe de altă parte, Florin, vedem că colegul tău din echipa națională, Giga Popescu, a avut, aș spune, chiar curajul de a rosti ceva ce nu prea se spune ziua de astăzi. El a spus, mie nu place de Drăgușin în acest moment. Admit că este foarte bun, că a reușit ceva extraordinar, că poate să crească foarte mult, dar nu-mi place pentru că eu sau Belodedici a dat niște exemple. Mie îmi plac apărătorii care sunt mai dezinvolți în posesia balonului, construiesc din apărare. Am văzut interviul, că după aceea, sigur, am văzut că a revenit și a pus puțin lucrurile la punct. Da, este părerea lui. Gică Popescu poate să aibă o părere despre un fundaș central, părerea mea că este cea mai vizată părere. Acum că nu le convine unora sau că alții avem altă părere, cum și Răducioiu, nu a spus, a avut o altă părere. Domne, că a avut o altă părere. Eu sunt convins că Radu după aceea îi pare rău de ce a declarat. 100%. Paradul mai augura pe dinainte din când așa. Te refer la Florin Răducioiu. La Radu, da. Hai să salutăm și pe impresarul lui Horațiu Moldovan, aflat acum în legătură cu noi, Arcadie Zaporojanu. Bună seara, domnule Zaporojanu. Bună seara, Mihai. Putem să începem prin felicitări, că înțeleg că în bună măsură această trecere a lui Horațiu Moldovan este ca și realizată. Mai sunt ceva semne de întrebare? Nu. Cele două părți, adică fotbalistul și Atletico, s-au înțeles pe individual, pe contractul individual. Florin Prunea, acum care... Urmează, da, te ascultăm. Acum urmează notificarea sau pasul cel mai important, Atletico să notifice Rapidul și ulterior să transfere banii stipulați în contract, 800.000. 800.000 de euro. Cum de a fost atât de mică această clauză de reziliere? A cerut-o Horațiu Moldovan? Mihai, chiar nu-ți pot spune. Eu sunt de scurt timp alături de Horațiu și nu pot să am înțeles, explic. Am înțeles. Îmi pare rău, am mai spus astăzi undeva la o altă intervenție, că îmi pare rău pentru Rapid că au nimerit în situația asta. Chiar îmi pare rău. La cluburi titani de genul Atletico Madrid pot scoate bani mai mulți. E adevărat. Asta e situația. Ești de puțin timp alături de Horațiu Moldovan, dar nu ai pierdut deloc vremea alături de Horațiu. Iată ce trecere fantastică se conturează pentru Horațiu Moldovan. Este o zicală la noi, la români. Nu aduce anul cât aduce ceasul. Păcate și de bine și de rău. Asta se referă. În cazul dat e de bine această zicală. Florin Prunea, care este alături de mine în studio. Îl salut și pe Florin. Se întreba Florin. Cum de-ai reușit să plasezi un jucător român într-o lume în care, de exemplu, în Spania, impresarii spanioli, portughezi,
sunt cei care fac legea? Niciun transfer și Florin cu siguranță știi lucrul ăsta și tu, probabil, Mihai. Nu se face de unul singur și am parteneri care au reacționat la un moment dat prompt, atunci când au văzut că deja se înghesuie pe pistă Betis sau alte cluburi, se înghesuie pe pistă la Horatiu Moldovan și atunci s-a acționat mai prompt. Dar nu vreau să mă plâng acum sau să mă laud, dar au fost și momente când l-am propus și la mulți parteneri cu care am avut business-uri anterior, dar au fost foarte sceptici, dar acum mă sună, dar e adevărat, dar nu e adevărat, adică lor singur nu le vine a crede. Asta e lumea fotbalului, uneori este imprevizibilă, vine cu expromptul. De data asta a reușit. Tot Florin se întreba mai devreme aici într-o discuție pe care o am în studio, că cum de Atletico îl lasă pe Horatiu Moldovan să joace în această seară? Bănuiesc că Horatiu va juca în meciul cu Craiova. Sincer, după orele 11:30 nu am mai vorbit cu tot sare zi de meci și în genere nu obișnuiesc să deranjez pe cineva în ziua meciului, indiferent că este antrenor sau jucător, dar astăzi până la ora 11:30 undeva am comunicat cu Horatiu, după asta n-am mai vorbit, știu că el avea să se întâlnească, în afară de conducere trebuia să se întâlnească în primul rând cu antrenorul, cu Bergode, și trebuia să iau o decizie. Sincer, o întrebare în plus, o întrebare în minus, să-l sun, să-l întreb, nu am făcut-o. Acum și la orele 8 voi vedea și eu. Eu i-am zis că ar fi bine ca el să evolueze în această seară, să evolueze, să plece învingător din Giulești, să facă o figură frumoasă, cum am mai făcut și până acum. Adică asta a fost sfatul meu. Dar el a zis că oricum vrea să vorbească cu antrenorul principal și cred că asta a fost corect. Dar decizia sinceră, decizia lor sau decizia antrenorului, nu o cunosc. Există vreo șansă ca Horatiu Moldovan să fie împrumutat de Atletico până la finalul acestui sezon la Rapid? Nu cred. Anume, la Atletico Madrid nu cred că Atletico îl va împrumuta. Totuși, acolo sunt subțire la capitolul portar, deoarece totul stă în oblac, adică toate meciurile joacă el cap-coadă, și croatul care mai este Gârpici acolo este deocamdată inexistent între buturi, cel puțin în sezonul ăsta, nu are niciun minut jucat în campionat, cel puțin, și în cupile europene, și cred că aducerea lui Horatiu Moldovan, da, este și un portar care să-i fac concurență lui Oblak, dar nu doar asta este scopul. Este scopul ca să, într-o anumită competiție din cele trei în care a rămas în continuare Atletico Madrid, să evolueze și Horatiu Moldovan. Nu cred că este posibilitatea. Dacă se plece împrumut să rămână la Rapid până în vară, ar fi o variantă fericită pentru Rapid, cred eu. Dar dacă la alte cluburi cu care am încercat sau am avut discuții despre transferul lui Horatiu anterior, s-a vorbit despre un atare scenariu, în cazul lui Madrid, Atletico, nu s-a vorbit. Le-ai recomandat celor de la Rapid vreun portar cu care să-l înlocuiască pe Horatiu Moldovan? Nu, în asemenea cazuri, cluburile care își pierd fotbalistul sunt reticente în colaborare. Și nici n-am făcut această tentativă. Arcadie, mai poate interveni ceva în acest transfer până luni? Nu, Florin. Deci lucrurile sunt clare. Nu cred. Adică 800 pentru 800 de mii pentru Atletico. Mă rog, sunt anumite gânduri acolo, știi, că în lumea asta fotbalul sunt și, ca și în toată lumea, sunt nu doar binevoitori, sunt și răuvoitori, dar nu știu ce ar putea să vorbească despre Horatiu, din punct de vedere sportiv și în afara, adică ceva care să-i pericliteze imaginea sau eu știu, dar chiar și dacă ar vorbi cineva, nu cred că Atletico va abdica de la acest plan de a-l aduce. Crezi că există pericolul ca Horatiu Moldovan să-și piardă postura de titular la Euro în Naționala României? Dacă va juca cel puțin în una din competiții, indiferent că e Cupa Regiului,
campionat sau alta titular, adică să aibă un, măcar un meci la două săptămâni, la o săptămână, cu siguranță că nu va pierde. Dacă nu va juca, atunci totul rămâne la îndemâna selecționerului Edi Iordănescu. Nu pot să mă dau aici cu părerea. Timpul va arăta. Eu, de exemplu, dacă nu era Atletico Madrid și erau tergiversările alea cu Betis, Sevilla, Celtic, bine, poate mai apăreau ceva până în 31 ianuarie, la sfârșitul mercato, dar dacă nu era Atletico Madrid, eu aș fi mers și pe varianta ca el, sau în primul rând să rămână la Rapid până în vară, ca să nu intre în această febră de adaptare la un nou club, până își găsește locul între buturile unei noi echipe, să nu piardă titularizarea la echipa națională a României la campionatul european. Dar Atletico Madrid nu se refuză. Da, cum spui, este un nume prea mare pentru a fi refuzat. Am înțeles eu bine, ești într-o relație mai rece în acest moment cu Rapid, după ce s-a făcut acest transfer? Nu am nicio relație rece, nu. Nu, eu pur și simplu n-am comunicat cu ei pe tema aceasta. Adică aștept notificarea din partea cealaltă, n-am comunicat, fiindcă eu am încercat, de fapt, când am început, să zic așa, tatonările pentru a-l transfera pe moldovan, da? Am încercat la unele cluburi, nu o să dau nume acum, ca să scot o sumă mai mare. O sumă mai mare, adică încercam să scot 1.500.000 sau ceva de genul ăsta, ca Rapid să primească mai mult, respectiv eu mi-aș fi cerut comisiuni din afacerea dintre cluburi de la Rapid, că i-aș fi adus în listierie o sumă mai mare decât cea stipulată în contract, 800.000. Doar că acest lucru a fost posibil să-l invoc în discuțiile mele cu anumite cluburi, până la momentul când a devenit public, acum, din decembrie, această sumă, această clauză de reziliere de 800.000, și atunci nu prea mai înghițit nimeni această variantă a mea, adică toți au luat ca punct de reper această sumă și nu au mai acceptat să discutăm alte sume de 1.200.000, 1.500.000, 1.300.000. Am discutat eu acolo. Adică încercarea mea de a nu lăsa Rapid București, să zic așa, cu burta pe gheață, nu mi-a reușit, sau în sensul că să-și tragă mai mulți bani decât era stipulat în contract. Mă gândesc că Diego Simeone și-a dat acordul în privința acestui transfer. Sigur. Și Diego Simeone, pentru că de obicei la portare își dau, în primul rând, își dau părerea sau sunt cu ponderea cea mai mare cei antrenorul portarei. Și antrenorul principal, normal, și Diego Simeone. Sigur, am întrebat de Diego Simeone pentru că e un nume așa fascinant, e o ocazie fantastică pentru Horațiu Moldovan să antreneze cu un personaj uluitor, cum este Diego Simeone, un antrenor realmente special. Da, sigur, adică probabil că la acest moment este cel mai longeviv. În sensul că a stat atâți ani la Atletico Madrid, sau cel puțin la echipe de top. Are amintiri plăcute, Arcadie, Diego Simeone, cu portarii. Este cel mai scump plătit antrenor din Europa. Cel scuze, nu am fost atent la întrebare. Zicare, nu e întrebare, e o constatare. Zicare, amintiri frumoase cu portarii României, Ciolo. Ah, da. Florin se referă la marea victorie pe care România a obținut-o pe el în poartă. Păi și Silvică, și Nea Silvică în meci, nu? Și Silvică la 1-1 în Italia. Da, ne-am dat seama. Bravo, Florin. Pe timp ai fost ce fază. La Mondialul din 90 nu cred că a jucat. I-a jucat? Nu. Dar, sigur, a jucat în meciul cu tine. Da. Dan Șucumt, acționarul principal al Rapidului, a spus că un obiectiv foarte important pentru Rapid în acest an, 2024, este să-l coopteze pe Mircea Lucescu la club. Crezi că Rapid are vreo șansă să încheie o colaborare cu Mircea Lucescu? Da, sigur.
Da, merge el la București, acum nu mai este departe de București, chiar, iar aceasta, din cât cunosc, va fi în arena Giulești la meci, meciul Rapidului, adică are comunicare direct cu domnul Șucu și totul e posibil. Michael, ca să spune cu Rapidul, că tu la Dinamo o să fie. La Dinamo o să fie neamiți. Mai ușor cu Rapidul. Da, are suflet. Are sufletul legat la Dinamo, din cât cunosc. Da, bine, cât am fost la Chiev, în perioada la Chiev, când a avut posibilitate, când am avut posibilitate să urmărim, indiferent pe internet sau prin transmisiuni, prin antena parabolică, a urmărit și Dinamo și Rapidul. Există și alte variante de transfer pentru jucători români? Mai lucrez la ceva în sensul acesta? Nu vreau să mă repet, iarăși nu aduce anul cât aduce ceasul. Nu prea mulți fotbaliști semnați nici în România, nici în altă parte. Adică eu am o expresie, nu colecționez autografe. Văd că ceva s-ar putea lega. Abordez persoana, fotbalistul, antrenorul și propun. Arcadie Zaporojeanu, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. O seară frumoasă în continuare. Mulțumesc ție, Mihai, și pentru invitația la dialog și lui Florin și dacă mai sunt și alții invitați. Gabriel, că nu de asemenea. Numai bine, ajută. Sănătate. Numai bine. Numai bine. Sănătate. Gabriel, iată că varianta aceasta care iar plăcea Rapidului și cred că și lui Edi Iordănescu, și anume moldovan lăsat până în vară de Atletico, se mai practică acest sistem, să iei un jucător și să-l lași totuși împrumut pentru restul sezonului acolo. Spune Arcadie Zaporojeanu că nu crede că s-ar putea realiza. O asta. Trebuie să fie sigur, trebuie să fugă la Madrid, Horatiu. Pentru binele lui, lasă să mai fie la Rapid până în vară, pentru Euro, pentru să se ducă acolo și, să-și vadă de treabă. Nu știu dacă era o soluție să se ducă, să semneze cu Atletico, să mai rămână încă 6 luni la Rapid, după aia se duce după Euro acolo, mai vedem ce va fi. S-a dus acolo și asumă pentru Euro, am spus și la începutul emisiunii, nu cred că va fi o problemă pentru Euro faptul că se duce la... Da, pe de altă parte vedem că Ionut Radu s-a dus într-un campionat atât de mare cum este Premier League la Bournemouth. A apucat acolo să apere 2-3 partide. Și a revenit netul. Dar și-a revenit portarul titular Neto, așa cum spui, și vedem că în ierarhia portarilor din națională, Radu e destul de jos, adică nu prea... Nici n-a confirmat, nici în vreo calificare la vreun adică turneu. Poate să te, adică Radu. Poți să ajungi la o echipă în această mare, dar poate să te coste. Dar chiar credeți că până la urmă 100% se face transferul ăsta pe bune? Mihai, tu ce spui? Arcadie ți-a zis că... Știi ce am așa? Nu știu de ce. Mă, notificare, e greu să vină notificarea aia așa. O notificare este o hârtiuță așa, câteva... Să nu distragă de la meciul din seara asta. Pe bune? Să treacă meciul și după aia... Haideți să vedem. 1000 de euro ei cheltuiesc pentru jucători... Păi asta e problema. E cumva vineri seara și nu se fac transferul bancar? De ce cred că se face? Pentru că mi se pare o soluție foarte bună de portar de rezervă. Adică moldovan a apărat bine în anul 2023... Are o vârstă bună, este român, este din Uniunea Europeană, adică mi se par toate argumentele ca el să fie luat de Atletico pe o sumă atât de mică, e o oportunitate pe care cei de Atletico nu văd de ce ar... Nu numai pentru Atletico, pentru orice club. Da, dar zic că... Hai să vedem. Că băiatul cred că acceptă să fie rezervă, că alți portari nu acceptă să fie rezervă. Dacă nu vine luni. Dacă nu se face... Ai un semn de întrebare? Deci eu m-aș bucura ca transferul să nu se facă. O spun cinii față de jucător. Pentru că eu vreau ca echipele românești și campionatul României să aibă cât mai mulți jucători de valoare. Adică nu m-ar deranja să nu se facă. Și cred că și pentru echipa națională e mai util ca el să joace meci de meci la Rapid și nu să meargă rezervă la Atletico. Dar nu văd de ce nu s-ar... Când l-o vedea pe Oblak pe la antrenamente, bar în bar acolo, și ce face ăla, crezi că nu se motivează și nu se mobilizează mult mai bine decât dacă ar fi aici, ar fi rămas la Rapid și ar rămâne încă 6 luni să apere? Sau 3 luni, 4 luni, cât mai e? Nu, e un pas uriaș pentru oricine, pentru despre ce vorbim. Dar hai să vedem când... Florin, sigur că nu e convins de... Bă, am așa, nu știu, sunt prea multe... Nu sunt... Aș vrea să facă. Dar am Arcadie Zaporojeanu, așa să ne spună... Eu știu, un om serios, îl cunosc pe Arcadie de 20 ceva de ani. Și chiar a făcut niște afaceri importante în fotbal. Și pe relația cu Shakhtar sau cu Dinamo Kiev, ce jucători importanți din Brazilia, de exemplu, au venit prin intermediul lui.
Adică e un om care lucrează la un anumit nivel și mi-e greu să cred că se aruncă așa fără să fie caz. Să vedem, sigur. Până una alta, ce se întâmplă la meciul Rapidului cu FC-ul Craiova, la acest posibil meci de despărțire a lui Horațiu Moldovan? Sunt curios să văd... Sunt curios... 6 meciuri la rând în care Rapid nu a mai obținut victoria. Da, sunt curios să văd evoluția lui Gurău. Pentru că la un moment dat era pe lista Rapidului. Eu cred că dacă Gurău va face o partidă mare în seara asta, eu cred că se va reactiva această pistă. Pentru că Silviu... Da, Adrian Mititelu nu este genul de patron care să renunțe ușor la jucătorii lui. Nu renunță, dar dacă vrei să-ți iei un portar, trebuie să plătești acum. N-ai luat 800 de mii de aici. Da. Trebuie să-ți iei, pentru că n-am. Drăghia este un bat extraordinar. Am vrut să-l iau și eu la Iași. Și mai vorbeam cu el așa, dar dacă ai un obiectiv major și cum Rapid un obiectiv major, eu cred că trebuie un portar de obiectiv major. Silviu Lung este o pistă închisă, din câte știu eu, în momentul de față. De ce? Pentru că s-a făcut o ofertă și care Cornel n-a fost cu ea de acord, domnul Schweitzer, de la, chiar azi am vorbit cu el la prânz și mi-a spus cum au stat lucrurile. O fi contat și presiunea pe care a pus-o Leo Grozavu? Pentru că Silviu Lung este jumătate din acea echipă. Iașu este angrenată, vedem, din păcate este 4-0 pentru Sepsi. Nu va fi o bătălie crâncenă acolo jos, Mihai, ce va fi la retrogradare, o să vedeți. Asta e un rezultat bun pentru Dinamo, nu-i așa, Gabriel? Acest 4-0 pentru șef și cu Poliaș. Pentru că Poliaș este prima echipă peste Dinamo. Păi sunt doar 7 cele puncte. Cele două se uită la următoarea. Dacă Iași corect, e prima corect. După peste linie acolo, cu siguranță. Părerea mea că nu ai cum să-i dai drumul. Silviu, nu, dacă îi dai drumul, ți-ai semnat condamnarea. Dar pe ce sumă i-ar da Poliaș drumul lui Silviu? Adică dacă vine o sumă mare, poate e greu să mai refuzi. Riști un obiectiv al echipei pe 300.000 de euro? Eu dacă aș fi la ea și nu l-aș da. Poate spun 400.000 de euro. Pe acolo mai discutăm. Un 400, un 500, da, într-adevăr. Dar la... Păi mă retrogradez și m-am nenorocit. Pierd numai din televiziune 1.000.000 și ceva. Nu mai spui că îți dublezi după aceea bugetul, că nu mai ai de dreptul în televiziune. La Liga a doua știi foarte bine, da? Da. Bugetul se dublează. Nu mai ai dreptul în televiziune. La Liga a doua ai deplasări mai lungi ca la Liga a întâi, Mihai. Ia uzi. Sunt o serie de două. Câte avem la Liga? Nu mai știu. Liga a doua. 19. Că ne-au nebunit. Nu 20? 19, că sunt 10 la casă și 9, nu știu. La Liga a treia avem un sistem, la Liga a doua un sistem, la Liga a treia alt sistem. Ia să faci o socoteală, să vezi tu deplasările care le ai la Liga a doua față de Liga a treia și o să vezi că e complicat. Și atunci eu zic că nu poți să riști să-i dai drumul lui Silviu Lung. Să-l ascultăm pe Cristiano Bergodi, care este în această situație delicată. Începe sezonul și foarte probabil va trebui să se despartă de portarului titular, care reprezenta un procent foarte important din potențialul Rapidului. Sunt mulțumit de toate transferurile. Nu am ce să le reproșeze conducătorului nostri și sunt mulțumit de ceea ce ar trebui să luăm, l-am luat. Dacă comparam un portar care nu știe cine, nu știu cine va fi, și el, că e un portar cunoscut, că a arătat ceea ce a arătat cu Naționale mai întâi și după cu Rapidul, e normal că oricum eu o pierdere, dar eu nu pot să fac nimic pentru el dacă există această clauzulă. No, eu l-am sfătuit să rămân aici, pentru că i-am dat deja, am zis deja multe, că vreau să, cioè, doresc să măcar să rămână aici, pentru că pentru el e important, joacă într-o echipă care e importantă, că luptă pentru titlul. Se poate micșora această distanță, sunt 9 meciuri, sunt meciuri direct și cred eu că va fi strâns și play-off după, cred eu că va fi cel mai frumos play-off din tot timpul. Dan Șucu a fost destul de sincer într-o emisiune și a spus nu există alt obiectiv la Rapid decât titlul. Gata, s-a dus cu locurile. Sì, da, da, da. Bine, mai normal, pentru că gândește ca un om de afaceri importante, unde când are o firmă, are ceva, lupta pentru a deveni mai mare întotdeauna. Gabriel, spune Cristiano Bergodi că el se așteaptă ca acest play-off pe care îl vom avea în actualul sezon va fi cel mai tare de la introducerea acestui sistem. Să dea Dumnezeu. Și noi ne dorim să fie o luptă până în ultima etapă cât mai... Crezi că va fi așa cum spune el? Cât mai acel. Nu știu care sunt premisele, pentru că adică, cel puțin iată, campionatul trecut aveai CFR și FCSB care se băteau plus Rapid. Mă refer la echipele acestea, că... sistemul acesta play-off a fost o problemă cu echipa, de exemplu, de pe ultimul loc sau cu ultimele două echipe. Dar iată și cât de bine arată.
De când a venit Bernstorff, ca o victorie după victorie, acum o spulberă pe Paul Iași, are 5-0 în acest moment. Deci chiar și echipele, să zicem, care ar prinde play-off-ul de pe ultimele locuri, arată bine în acest moment. Arată bine și vorbeam vis-a-vis de antrenori. Uite că mai vin și antrenori. Vorbeai de antrenori români înainte de emisiune. Uite că mai vin și antrenori străini care totuși reușesc să facă treabă. Bernstorff, Bergodi, la Rapid, toate Constantinul la Craiova, al lui Mititelu, da, care ce era, de locomotivă sau ce a fost? Da, mecanic de locomotivă și eram un pic reticent. La început. Dar uite că prin sosirea acestor antrenori, fiecare echipă, Rapidul parcă are 33, ultima de play-off e 30 și Craiova 27. Deci sunt acolo, cumva. Uite, da. Lupta asta devine mai din ce în ce mai... Acolo, mai este și Clujul. Adică sunt din ce în ce mai multe echipe care prin jocul pe care îl place, că nu neapărat după nume, că Clujul a fost un nume mult timp în fotbal și este în continuare, dar prin jocul pe care îl practică, îți dă senzația că, într-adevăr, play-off-ul poate fi unul diferit anul ăsta. Au mai introdus și ultima din play-out, nu? Cea mai bună din play-out, prima din play-out, meciul de baraj. Da. Cumva s-au umblat și la sistemul ăsta și e posibil să fie un play-off captivant anul ăsta. Antrenorul echipei de pe primul loc, Gigi Becali, deja a anunțat echipa pentru partida cu UTA. Și aici e o atitudine interesantă din partea lui, pentru că tocmai ce a fost pedepsită de federație. Federația, ca să fie clar, folosește comisiile federației numai împotriva celor care deschid gura. Aș aduce aminte Federației Române de Fotbal ce se mai întâmplă cu cazul Botoșan, cu pariurile. Vreau să mai știu și eu cu băieții a doi, care clubul lor i-a reclamat. Ce s-a mai întâmplat cu cazul la vestita Comisiei de Integritate? Unul la mână, al doilea la mână. Ce se întâmplă cu cazul Oțelul Galați, Gloria Buzău, cu arbitrii stat la masă seara la șpriț cu conducătorii cluburilor? Ce se mai întâmplă cu cazurile acestea? Unde mai sunt? Și vii și îl aduci pe Becali, da? Că se împotrivește și regulilor și omul spune ce are de spus. Vii și îl amendezi pe Mititelu de-l rupi. Pentru că Mititelu, păi delegarea de astăzi cine și-o asumă? Asta este o delegare din punctul meu de vedere care n-avea ce să caute acolo. Arbitru în camera, VAR, Chivulete, care a oprit meciul și care, știm ce s-a întâmplat, comisia după aceea a demonstrat... Da? Comisia a demonstrat foarte clar că el nu a procedat corect, trebuie să dispară din arbitraj. Și tu îl pui la... Și de asta zic, să ne spună și nouă, domnul președinte, ce se întâmplă cu cazurile care ți-am spus eu ție mai devreme. Da? Unde sunt? Că sunt de un an de zile? Poate chiar mai mult. Da, deci teoria și ta este că cei care sunt mai vocali, precum Becali sau Mititelu, sunt sancționați imediat, în timp ce alte cazuri sunt tergiversate. Nu sunt tergiversate, sunt curățate. Sunt curățate. Da? Unde sunt? Ce s-a întâmplat cu cazurile alea? De la celebra, care cum se dă integritate? Acolo este o singură persoană. Atât. Și de asta zic, e în regulă? Nu e în regulă. Asta înseamnă mizerie. Băgată sub preș. Ce s-a întâmplat cu cele două? Ți-am dat mai două cazuri, da? Botoșani și Galați. Da, vom vedea cum se va arbitra meciul de diseară. Să remarcăm această decizie interesantă a celor de la FCSB, care îl aduc pe Antwi, îl au și pe Pantea. Dar Alex îi prelungească pentru restul sezonului contractul lui Valentin Crețu. Ascultăm pe veteranul de la FCSB. Să știm până ce am trecut, pentru că am pierdut niște campionate la limită și eu zic că sezonul ăsta va fi al nostru din mai multe puncte de vedere, pentru că și experiența acumulată și băieții sunt foarte motivați și suporterii au fost mereu lângă noi și acum ne susțin și mai mult. Ai semnat noul contract până la urmă? Da, m-am înțeles cu clubul. Pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc și patronului pentru șansa acordată, că îmi doream din tot sufletul să rămân alături de colegi, pentru că știu cât am muncit 4 ani jumate și îmi doream din tot sufletul. Acum când suntem mai aproape să câștigăm campionatul și să plec. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine. Punctul meu foarte este mental. Am stau foarte bine mental de mic. Am avut altă posibilitate și am crescut mai singur și eu zic că mental am stat destul de bine. Mi-am propus să joc până la 40. Acum ce vrea Dumnezeu, că pot mai mult, că pot mai puțin. Dacă o să fiu sănătos, eu zic că pot să duc până la 40. Te-ai gândit vreodată să renunți? Te-ai gândit vreodată să pleci din cauza acestei presiuni care s-a pus?
Sincer, nici n-am simțit-o, dacă vrei să zic așa, ca să-ți dai o părere. Nu m-am gândit niciodată și nu există așa ceva să renunț vreodată în viața mea la asta. Gabriel, deseori se vorbește în cazul FCSB-ului de problemele pe care le creează Gigi Becali cu discursul lui public critic față de unii jucători, dar îl auzim pe Valentin Crețu spunând că eu n-am simțit niciodată această presiune, asta este punctul meu forte, punctul sunt puternic mental. Punctul forte este mentalul, dar pe parcurs a devenit punctul forte, pentru că la început nu ești pregătit pentru ce se întâmplă dar acolo. Dar ce vreau să zic? Da, ușor categoresc. Eu țin minte că la un moment dat nu mai trebuia să fie văzut în teren Valentin Crețu, da. Nici un an în urmă, nu? Și mie că îl vom vedea titular la meciul cu UTA de luni seara. Bă, aici o să fie o chestie interesantă de manageriat. Să spun de ce, pentru că FCSB are o problemă destul de importantă cu jucătorul sub vârstă. De obicei juca Pantea, nu? Da. Acum e suspendat Florinel Coman. Da. Probabil că va juca Crețu pentru că va juca Tavi Popescu în, exact. în partea dreaptă. Da. Mă gândesc. Partea stângă. În partea stângă și va juca Felipe. Dar după aceea eu cred că Felipe nu va mai avea loc în primul 11 la aici. Pentru că nu au variante, nu au de ales. O să joace cu siguranță cu Pantea. Fundaș dreapta, Florinel o să vină în poziția lui și o să apară Băluță din punctul meu de vedere aici. Și Tavi Popescu, mă gândesc, nu știu, că aici au o problemă cu jucătorul. Știi, ce mai cred, că dacă Luis Felipe chiar va lăsa o impresie bună, cum spun cei de la FCSB că a lăsat în acest cantonament, dacă va lăsa și în meciul o impresie bună, s-ar putea să-l vedem pe Florinel Vârf, ca să-i se facă loc și lui Felipe. Și atunci... Numai așa poate să pierdă campionatul. Așa. Deci ăsta va fi primul pas. Da? 100%. Nu cred că scoți cea mai bună poziție, ți-o anulezi, practic, nu? Că treci de acolo. Deci, părerea mea că e game over. Ce-ai spus tu acum, Florin, mi-aduce aminte de o replică amuzantă a lui Ciprian Marica, aflat aici în studio la Prospo Live, când i-am zis că Giga Hagi i-a spus la nunta lui Ianis, lui Gigi Becali, că aceasta ar fi varianta de încercat să-l folosească pe Florinel Coman Vârf. Ciprian Marica a avut o primă reacție spunând că s-ar putea să fi vrut să-l pună pe piste greșite pe Becali, adică să fi fost o capcană această recomandare a lui Becali. Da, nu cred. Dar, repet, aici va fi extrem de interesantă cum vor gestiona problema jucătorului sub 21 de ani. Așa este. Pe de altă parte... Plus că Florinel e într-o poziție importantă și la echipa națională, da. Tot acolo. Adică nu cred că riști să nu ții jucătorul la Euro. Nu cred că îl interesează Florinel Coman ca vârf. Bineînțeles. Cum pe Gigi nu îl interesează echipa națională. Exact. Că nu e Microbis. Exact, da. Bun. Gabriel, ce zici de acest anunț al lui Becali când vom juca cu echipe mai slab cotate? De Baba Al-Hassan sau Dembaba, cum îi spune mai nou, va fi titular, în timp ce pentru meciuri mai complicate în care trebuie mai mult atenție la apărare, atunci Lixandru intră în locul lui Baba Al-Hassan. Și a făcut, ai spus, antrenorul de la Steaua mai devreme, eu da, nu spun da, asta. Da. Și a făcut strategia și ne-a împărtășit-o și nouă. Să vedem dacă se ține de cuvânt. Da. Poate a zis, domnule, am glumit, să vedem dacă e ăsta primul 11. Da. Da, e. Dar nu ar trebui să vedem o continuare a unei reacții din partea Federației Române de Fotbal. Adică, iată, Becali face în continuare ce ar fi făcut la meciul cu FC Craiova din cupă. Dacă l-ai pedepsit pentru aia, nu... E aceeași fapt. Nu, da, e aceeași fapt. Păi da. Și acum, după aceea, taci, îl lași pe Becali să anunțe etapă de etapă. Nu, dar, repet, am dat numai două cazuri de la celebra Comisie de Integritate. Da. Ce s-a întâmplat? Chiar public, pun și eu două întrebări Federației Române. Ce ați făcut cu cazurile alea două? Că acolo e mizerie multă, e corupție. Când stai seara la șpris cu arbitrii, acolo e altceva. Știi că n-ai voie, conducător sau eu știu. Tu știi prea bine că ești observator la meciuri internaționale, bănesc că nu stai cu arbitrii. Nu se stă, din campionatul intern este. Da. Ce s-a întâmplat cu cele două cazuri? Dar de ce le-a fost frică la Galația acolo? Cine a mai fost la masă seara acolo? Ei știu, au și casetele pe masă. Păi de ce au Oraș Brașovena pe spune de comitetul executiv? Pentru că a făcut asta? Scandal în acest caz. Și pentru că s-a dus cu dovezi la domnul Radu Vișean și le-a pus filmări cu cine e acolo. L-au curățat. A, asta e, au credibilitate oamenii ăștia? Din punctul meu de vedere, zero. Nimic. Ascund mizeria supraș când se fac prostii și vin cu o prostie, cu Mogoșeanu, că a găsit pe băiatul ăla cu un cont că juca la Păcănele. Hai să-l distrugem pe Mogoșeanu. Rău fotbalul românesc este Mogoșeanu. Dar aia că a stat la șpris cu arbitrii noaptea,
ăștia că au stat, au pariat și au recunoscut și clubul i-a dus la comisie, nu? După aia băga clubul, i-a mai băgat și să mai și joace înapoi. Bă, e posibil, Mihai, așa ceva? Și federația ce a făcut? A luat vreo măsură? Nu, n-a luat nicio măsură. Și atunci mai ai credibilitate când vii și îl amendezi pe Becali, că știm că e slăbul la gură și vii și dai câte, 20 de mii și nu știu câte lume. Da, nu știu exact suma. Știu că și Becali... de asta zic și atunci, folosesc comisiile împotriva celor care mai au ceva de spus în formă. Gabriel, la București înțeleg că este Gheorghe Milanov, fotbalist cu peste 50 de meciuri naționale a Bulgariei, 31 de ani, de două ori campion cu CSKA Moscova. Care ar putea fi un al cincilea transfer în această lună pentru Dinamo? Ce ar însemna pentru Dinamo aducerea acestui mijlocaș central și cum ți se pare această campanie pe care a făcut-o Dinamo? Dacă îl știi, Gabi? Îl știi? Nu. Nu, pe vremea mea era un alt Milanov, tot din Bulgaria, fundașul dreapta. Era Milanov, fundașul dreapta care a jucat la Vaslui, nu? Dar băiatul acesta a jucat la un nivel foarte ridicat în cariera lui. La CSKA Moscova era titular și în Champions League și au anunțat încă de la final de tur niște transferuri în iarnă, peste media echipei și din punct de vedere al valorii și din punct de vedere salarial. Acum depinde cât de repede, pentru că vorbeam, te uiți la Poli Iași că a luat 6, nu? Ai spus că e 6 deja la Sepsi cu Iași. Peste linie acolo. Trebuie să te adaptezi repede, trebuie să confirmi repede. Nu știu cât de repede se vor integra, mai ales că vorbeam, a fost o mini-pregătire. N-ai avut timp să vii, să ți așezi, să vezi ce sistem. Cel mai sunor, Velkovski, de exemplu, sigur nu va juca în primul meci. El a spus, omul a și spus băiatul, nu a zis, domnule, eu sunt la 60-70%. Asta înseamnă că, dar poate să compenseze până experiența lui prin... Dar ritmul de joc este unul. Florin, pe de altă parte, Dinamo... Tu ai văzut ce meciuri are Dinamo? Da, adică de criminal. Adică mai timp de adaptare. Pe de altă parte, până la pauza de iarnă, Dinamo a fost o echipă care a dezamăgit crunt, mai ales din punct de vedere al atacului. Și când vedem aceste mișcări pe care le face Dinamo, parcă nu atacul a fost vizat în primul rând pentru întărirea lui. Adică e băiatul acesta din Republica Moldova, care a fost adus, care ar putea să joace în stânga atacului și chiar în el nu este vârf, vârf. Dar Mihai, trebuie să recunoaștem că sezonul Kopić este un câștig. Fără doar și poate. Este antrenorul care ultimele două meciuri Dinamo, a câștigat fără drept de apel și au câștigat la Botoșani. Fără drept de apel și cu voluntari, din punctul de vedere, la fel. Omul a schimbat foarte mult în sensul că a rezolvat problemele din apărare în primul rând care erau. Sigur că de la mijloc în față, sigur că vacanța în Mexic s-a prelungit, că e frumos la soare, la plajă. E interesant, sper să nu deconteze Dinamo din cauza tâmpenilor care le face Niculescu. Dar jucătorii, mie mi se par care sunt aduși, totuși mi se par niște jucători care au o carte de vizită, adică pe care și eu, dacă aș fi fost acolo, cred că i-aș fi adus. Acum nu știu pozițiile, e greu să aduci atacant. Iarna este aproape imposibil să găsești ceva foarte calitativ. Eu văd că sunt aduși mulți mijlocași centrali, un fundaș. Haideți să vedem totuși, să-i vedem. Da. Dar în primul rând tu trebuie să solidifici acolo, centru, fundaș central, mijlocaș central. Trebuie să ai o bază solidă, să poți să controlezi jocul, cum a spus Florin, de ultimele jocuri. Crește jocul tău venind Kopić. Iar pe baza asta tu să poți să aduci mingea în față, să stai acolo cu echipa, să urci, să fii în jumătatea adversă. Nu ai mijlocaș central, nu ai fundaj, nu ai o apărare care se clatină la fiecare atac advers. Cu siguranță toată echipa va sta în jumătatea proprie. Poți să-l ai tu în față și pe cine? Pe Vinicius, să fugă singur, să dea goluri pe acolo. Cumva e de înțeles, e logică. Cum a luat-o așa Kopić? De jos până sus, cum a spus și Florin mai devreme, greu în iarnă să găsești, să-ți lase cineva un atacant în mijlocul campionatului pe oriunde, să-ți lase un atacant de valoare liber. Tare fierbinte la Ploiești. Petrolul din Dinamo. Că și la Petrolul situația este destul de tensionată. E acolo. Și poziția lui Florin Pârvu este... E o cotitură și acolo, ori în sus, Da. Bun, vom continua comentariile legate de prima etapă din Superliga de luni, de la ora 18 aici la ProSport Live. Florin Prunea, Gabriel Cânu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Să aveți un sfârșit de săptămână frumoasă.